Dacă până în criză taximetria era o afacere profitabilă, acum abia dacă se mai poate trăi decent din această afacere. Domnul Gheorghe, un taximetrist simpatic cu o vechime de peste 8 ani în acest domeniu, își aduce aminte cu regret ce profitabilă era această afacere în urmă cu doar câțiva ani. A fost perioada de vârf când au mers cel mai bine taxiurile. Da, a mers acum, vă 4 ani de zile a mers. Da, acum 4 ani de zile a mers. Dar în schimb, acum s-a cam muiat de tot. Ca și în alte domenii, concurența este strânsă și în rândul taximetriștilor. Ne afectează mult de tot piețarește care suntem conjurați la mijloc. Piteștiu, de exemplu, care face naveta cu niad în stație. Cele mai neprofitabile perioade de peste an sunt cele din timpul vacanțelor și concediilor. Mai acolo că iese mai greu, e o fată. Până auzi că vine în stație, eu am plecat, gata. Ce perioade sunt cele mai multe solicitări? Păi când începe, copii, școala, când vin din vacanță și când este uzina, iar începe când vin în concediu. De exemplu, noi dăm o chirie de 3.200.000 pe săptămână. Ce rămâne peste, ne mai rămâne și nouă între picături. Deși de cele mai multe ori stau peste program, iar tarifele sunt accesibile 1,8 lei kilometrul în timpul zilei și 2 lei în timpul nopții, taximetriștii spun că solicitările nu mai curcă altă dată, așa că și banii sunt mai puțini.